Salutări și bine ați venit la peplus.ro, unica platformă video din România cu informații în domeniul ospitalității, doar aici primiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu să pierdeți următoarele clipuri, apăsați subscribe. Astăzi avem o veste bună. În sfârșit, proiectul Legii Turismului a fost lansat în dezbatere publică. Este o lege așteptată de un sector întreg, de peste 27 de ani și de mai mult de 300.000 de oameni ce depind în mod direct de ea. Totuși, aparent, nu dorim să infirmăm spiritul latin-balcanic sau cum vreți voi. Ne-am aruncat furibun asupra unei propuneri ce de fapt este extrem de sănătoasă, și anume introducerea unui sistem informatic de evaluare a veniturilor reale din turism. Acest sistem având ca obiectiv înregistrarea tuturor datelor privind activitatea turistică din sector. Practic, am aduce turismul românesc în epoca big data. Softul ar urma să fie pus gratuit la dispoziția operatorilor, fără niciun fel de costuri ascunse sau succesive. Totuși, bineînțeles, noi, în loc să ne entuziasmăm de potențialul conglomerării și uniformizării unei industrii, noi ne-am preocupat să-i găsim un nume, cu rezonanță, îi spunem Big Brother. În loc să vedem zece de beneficii, noi ne preocupăm mai mult de faptul că statul ar putea vedea mereu cum se fac afacerile, în loc să vadă doar când vine în control. Când vom putea înțelege că fără o raportare clară și exactă a activității din turism, nu vom putea să intrăm pe harta Europei sau a lumii? Când vom înțelege în sfârșit că mari investitori din ospitalitate nu vor să bage bani într-o țară care, de fapt, nu poate furniza nici măcar o dată statistică reală și relevantă cu privire la numărul angajaților din sector? Când vom înțelege în sfârșit că, lucrând pe bune, vom face mai mulți bani decât atunci când încercăm să păcălim furnizorul de bere? cu 10 hectolitri la raportarea vânzărilor. Lucrurile tind să meargă în o direcție bună și sperăm că actualul ministru va avea susținerea necesară să treacă acest proiect de lege cu bune și curele prin Parlament. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai de bine!